familiei sale ce le-a povestit, că prin două vise Domnul i-a arătat că-l va folosi ca pe un împărat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Frații săi mai mari pe Iosif l-au luat, l-au vândut ca rob în Egipt la Potifar. Credincioșie Iosif a lucrat, dar a fost trădat și-n temniță aruncat. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Chiar și-n închisoare Iosif a rămas, credincios și tare la fiecare pas. Dincolo de ziduri Domnul îl privea și prin faraon o cale pregătea. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Fie ce o fi, într-o bună zi, Domnul bun îl va ridica. Că Egiptul hrană mai avea, au venit și frații să cumpere ceva. Iosif i-a primit și nu i-a condamnat, ci cu bunătate viața le-a salvat. Iosif a fost credincios Domnului în fiecare situație și a ales să facă binele chiar și atunci când a avut de suferit din cauza aceasta. Așa că fii curajos și alege mereu calea Domnului. La vremea potrivită, El te va ridica. Hai să cântăm asta împreună! Fie ce o fi, într-o bună...